În cadrul expoziției, vizitatorii pot vedea 1000 de exponate din totalul de 12.000 pe care președintele Asociației Muzeul Jucăriilor le-a strâns de-a lungul anilor. Am participat cu aproape 1000 de exemplare. A fost o selecție greu de făcut pentru că avem foarte multe jucării frumoase. Nu am pus piese, să zic, remarcabile sau piese foarte sofisticate, pentru că din experiența actuală ne-am dat seama că practic, totuși, la noi nu există o cultură a jucăriilor istorice, dar dacă un adult își vede într-o vitrină jucăria copilăriei de acum 30-40 de ani, va rezona mult mai mult decât dacă punem, de exemplu, o jucărie care a impresionat în anii 30 și pe care n-a avut-o nimeni în România. De aceea este o colecție mai mult sentimentală care descrie, de fapt, copilăria românească. Comunitatea sădmăreană a contribuit și ea puțin, mă așteptam mai mult chiar, cu câteva dintre exponatele din muzeul de astăzi. În urma unui apel pe care chiar la dumneavoastră la televiziune l-am adresat, unii care au avut încă jucării și la care n-au renunțat, au avut bunăvoința de a le dona pentru această expoziție. Împreună cu jucăriile sunt expuse și câteva obiecte folosite în procesul de predare de dascăli și educatori. O parte din aceștia fiind prezenți la eveniment, aceștia s-au arătat emoționați la vederea exponatelor. Întotdeauna pornim de la simplu la complex și jucăriile cele vechi au fost mai simple și dacă faci trecerea, principiul pașilor mici de la simplu la complex, este mult mai ușor să asimileze și informația, dar și să facă o legătură mai trainică pentru sufletul lor, să păstreze în amintire și jucăria veche și jucăria nouă. Avem și noi multe dintre jucării, dar nu se ridică la nivelul calității și al valorii emoționale și ca vârsta jucăriilor pe care le vedem astăzi expuse. E foarte trist că jucăria din ziua de azi s-a sofisticat așa de mult, e atât de complicată încât s-a inversat rolul. Copilul nu se mai joacă practic cu jucăria, e atât de inteligentă o jucărie și de complicată încât practic se joacă jucăria cu copilul. De la venisaj nu au lipsit nici copiii, care, deși s-au arătat interesați de jucării, au declarat că totuși jocurile pe calculator rămân în topul preferințelor lor. Sunt interesante și frumoase, toate. În comparație cu cele de astăzi, cum ți se par? Te-ai mai putea juca astăzi cu ele? Nu știu, cred că da. Sunt interesante, frumoase și un pic mai vechi. De obicei, cu ce vă jucați? Noi? Cu mașini. Mașinuțe. Pe calculator mai stai? Mult, mult, mult. Și ce e mai interesant, să te joci cu jucările sau să stai pe calculator, sincer? Să stai pe calculator. Expoziția va rămâne deschisă până pe 5 mai, însă membrii Asociației Muzeul Jucăriilor doresc realizarea unui muzeu virtual în care fiecare păstrător al unui prieten drag al copilăriei să-l poată expune alături de o mică poveste.